Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Gorj Obiectiv. Așa cum probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră știți deja, Klaus Iohannis ieri a promulgat legea care acordă minerilor și energeticienilor care lucrează în condiții deosebite posibilitatea de a se pensiona mai devreme. De asemenea, în exclusivitate, TV Sud a obținut informația conform căreia în data de 19 decembrie va avea loc întrunirea acționarilor la Complexul Energetic Oltenia, iar pe ordinea de zi punctul principal este acela de schimbare a membrilor Consiliului de Supraveghere. Despre acestea și despre multe alte subiecte, alături de invitatul meu, domnul Dumitru Pârvulescu, președintele Federației Naționale Mine Energie. Bună seara, bine ați venit, domnule Pârvulescu. Bună seara, bine v-am regăsit. Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația din această seară. Deja ieri s-a întâmplat ca Iohannis să spună da pentru legea care prevede pensionarea mai devreme a minerilor și energeticienilor care își desfășoară activitatea în condiții deosebite. Un scurt comentariu. Cât de mult contează pentru oamenii din CEO acest Vreau act normativ? Vreau să fac un istoric mic, un comentariu vis-a-vis de ce s-a întâmplat. Pentru că, din păcate, în spațiu public-politic, s-a făcut un pic de ping-pong cu această chestiune a colegilor din minere și de energie. Și nu numai, pentru că nu numai noi suntem beneficiari. În România sunt 27.000 de lucrători care au astfel de condiții. Din păcate, foarte puțin față de ce era în 2000, la data în care s-a modificat legea pensiilor. În 2000 erau aproximativ 500.000 de salariați care aveau condiții de grupa a doua, care la data respectivă s-au transformat în condiții deosebite. Deci o chestie simplă, știți că anul trecut a fost o întreagă dezbatere, scandal vis-a-vis de legea promovată de doamna Olguța. Au fost și niște manifestări sindicale vis-a-vis de această chestiune. La data aceea, noi ca și organizație, am amânat domnului senator Cârciumaru, care era președinte PSD la timpul acela, crezând că este... Era firesc să fie aproape de doamna ministru Vasilescu, două solicitări pe modificare. O solicitare fiind aceea de încercare de accelerare și la pensie a lucrătorilor din condiții deosebite, spețe la noi, colegii din minerii din cariere și o parte din colegii din termocentrale, și a doua chestiune, un articol prin care doream eliminarea discriminării între colegi din aceeași unitate, care unii lucrând pe aceeași meserie, funcție, pe același loc de muncă, au condiții deosebite recunoscute, alții datorită legii, și nu mai vorbesc cu datorită cui, în timp nu mai au condiții deosebite. Deci au fost aceste două chestiuni. Din păcate, la timpul acela nu s-a reușit, pentru că s-a mers aproape în bloc cu propunerea Ministerului Muncii, și foarte bine, a fost decât o mică corecție, dacă ne aducem aminte, o corecție la tabelul de condiții deosebite în care se recunoștea pe toată perioada celor 35 de ani, 3 luni la an, astfel încât față de ce era înainte prin legea asta nouă, salariații mai câștigau 9 luni, deci atât s-a putut la timpul ăla, și de asemenea lăsa o portiță acolo unde anumite categorii socioprofesionale aveau spate și sprijin politic, ca prin legi speciale și aceștia să dobândească acele condiții speciale pe locuri de muncă care sunt, cum să zic, în condiții foarte grele, foarte periculoase, dăunătoare. Sunt foarte multe locuri de muncă și minerii și în energie care au astfel de caracteristici. Ok, deci asta s-a putut la timpul ăla. După care, ne aducem aminte că la începutul anului a început o întreagă dezbatere între politic, inițial, dacă nu mă înșel, de domnul Vâlceanu. Trebuie să ne uităm exact pe site-ul Camerei a Senatului, unde sau cine a depus prima dată. Știți că a avut domnul Vâlceanu acel proiect de lege cu condiții speciale și în același timp sau după, nu mai știu exact data, PSD-ul a mers cu proiectul acesta cu 4 luni la an și cu schimbarea tabelului. Ok. Știți bine că în regim de urgență, fiind probabil un lobby mult mai bun al celor care au inițiat legea în Senat, aceasta s-a votat în plen la 1 aprilie,
Ulterior, speram ca într-un ritm alert să treacă de Camera Deputaților, pentru că nu era o chestie extraordinară. De asta eu, împreună cu alți colegi de la Federația noastră și de la Federația Universă, am mers la acea întâlnire cu domnul Dragnea, dacă vă aduceți aminte, ne-a promis, nu era ok, era o chestie, bine, asta era o chestie lejeră, dar noi doream în primul rând să se găsească de către legislativ și de executiv soluții pentru această companie, pentru că, vedeți, discutăm de luni, de luni, de luni, sperăm și n-a apărut nimic, adică ne îndreptăm spre un necunoscut spre cu această nimic, companie. Bine, ne-a promis la timpul acela, știm contextul de la timpul respectiv, au fost alegerile parlamentare, au fost europarlamentare, au fost ce au urmat imediat după alegerile autoparlamentare. Surpriza a venit în luna iunie, când guvernul a dat aviz negativ la această propunere votată de Senat și inițiată de parlamentar PSD. A fost întâlnirea cu domnul Budei, care s-a făcut că plouă aici, ne-a promis că ne întâlnim, nu ne-a mai întâlnit. A fost acel scandal în prima dezbatere a proiectului de lege în Comisia de Muncă, adevărul știu numai de unii sau de alții. Da. Cert e că până la urmă s-a reluat, probabil prin intervenția domnului Weber, că altfel nu văd eu cum puteau să se... că nu prea s-a întâmplat, eu nu mă aduc aminte, cu aviz astfel negativ, de legi, să primească aviz negativ, să se întoarcă, să primească aviz pozitiv. După aceea, datorită tuturor parlamentarilor de acolo, această proiect de lege inițiată a trecut... S-a trimis spre promulgare pe 26 octombrie și se aștepta, era o chestie logică că va trece. Președintele României va promulga această lege, pentru că nu putea să facă o chestie... Totuși, a trecut ceva vreme de la momentul la care a trecut de Parlament până să fie promulgat nu, de președinte. Deci, termenul constituțional de 20 de zile. Bun, am priceput că acum... Deci s-a încadrat, nu deci, e... Deci oricum s-a încadrat în acel termen. Dacă este să ne gândim la momentul la care s-a făcut această promulgare, nici nu putea fi altcumva. Nici nu putea fi. La logică e contextul politic care nu poate... Noi am avut mare noroc de acest context. Pentru că părerea mea, ținând cont de istoricul nostru, când mereu am pierdut prin lege diverse drepturi, e o minune că după atâta timp, cei care lucrează în condiții deosebite mai câștigă și ei ceva. Eu nu zic că e mult. Dar câștigă ceva. Ce până acum nu s-a întâmplat. Da. Acum să vedem și reacția politicului în perioada următoare vis-a-vis de amendare și a noii legi. Pentru că să nu uităm, această modificare e pe legea în vigoare. Da, 263, aia din 2011. Da, 263, da? Care la 1 septembrie 2021 va fi înlocuită de noua lege. Da, care noua lege. Care noua lege nu prevede chestia asta, că v-am spus ce prevede, ce s-a putut reuși. Și ar trebui să se facă iar inițiative legislative. Bine, acum cred că ar fi mai ușor, pentru că fiind în legea actuală, dacă există dorință politică, nu e mult mai ușor de trecut decât acum. Dar cert este că trebuie găsit un grup parlamentar care să preia această inițiativă și noua lege, să o ducă pe circuitul ăsta până la promulgare, astfel încât să nu ne trezim, de exemplu, în 2021 cu următoarea situație. Adică la 31 august 2021 un coleg să iese la 55 de ani și cel care trebuia să iese la 1 septembrie să mai aștepte nu știu cât. 5 ani, da. Nu 5 ani, un an și 3 luni, că v-am zis că s-a câștigat alea, nu mai sunt diferența de 2 ani, e vorba de un an și 3 luni. Ceea ce n-ar fi tocmai ortodox. Cert e că această chestiune o să producă niște mutații, vedeți dumneavoastră. Compania asta a făcut programe de restructurare așa mai forțate, dar cu binecuvenit de completare, dacă ne aducem aminte, care vizau categorii de personal care ies la pensie până în 31 decembrie 2019. Gândiți-vă că acei colegi care începând de la 1 ianuarie încolo vor avea condiții de pensionare nu au fost prinse pe astfel de programe. Și atunci o să ne trezim în anul 2020 cu următoarea situație. Cu un număr mai mare de colegi față de cei anterior care vor avea condiții de pensionare, dar și cu comprimarea a 5 vârste. Pentru că sunt cei cu 57 de ani care trebuia să iese pe vechea lege, da? Și acum, micșorându-se la 55 de ani și la numai 30 de ani de grupă, vor veni generațiile de 57, vorbesc general, 57, 56 și 55 de ani. Vor fi trei generații care pot, dacă ieși doresc, în orice moment la pensie. Să iese în orice moment la pensie. De și ce atunci, n-ar face-o?
Eu de asta spun că va fi o mare problemă. Pentru companie, în ceea ce privește personalul, va fi o mare problemă în producție. Va fi o mare problemă, da, tocmai există... de aceea, așa, luni, la Comisia Mixtă, printre alte chestii, da, discutate acolo în mod uzual, se va discuta și această problemă, adică impactul modificărilor în legea pensiilor asupra a ceea ce se întâmplă cu compania potențial, pentru că nu poți obliși pe nimeni să, dar exact cum spuneați dumneavoastră, pe condițiile foarte grele care sunt acum în complex, e foarte probabil ca un coleg care are aceste condiții să mai stea. Și atunci trebuie dat răspunsul ce face în an. Pentru că, într-adevăr, e o mică, să zic, rază de lumină cu cei care termină profesional. Sunt în jur de 80 de persoane. Nu știu dacă toți vor veni. Hai să presupunem că toți vor veni. Vă referiți la învățământul dual. Da, da, știți că aceia termină anul viitor. Și peste, în 2021, termină cei 180 care sunt pe liceal în Craiova, Târgu Jiu, Rovina, Armotul, parcă și Mătăsari. Bun, da, bun. Haideți să dumneavoastră puneți problema că poate nu veni, vor veni ei, da? Că poate compania nu vrea să ia pe toți. Nu, problema e alta. Problema e că sunt prea puțin, după mine, cei care față vor intra, ce are fără cei care nevoie. Oricum vor pleca la anul, că anul viitor am va fi anul asta, cu presiune maximă. Dumneavoastră ziceți că problema e că sunt puțini, dar dacă cei din companie la momentul, nu știu dacă va mai fi actuala conducere sau nu, vor spune nu angajărilor? Eu mă refer la o situație normală în care România îi dă Dumnezeu mintea de și pe urmă, și își dă seama, da, iarna asta, că probabil că va fi o mare problemă în iarna asta, că nu se poate și va trebui să stea a plecat toată lumea de la președinte până a jos vis-a-vis de situația sistemului energetic, da, și atunci se vor gândi, bă, stai așa puțin că nu putem renunța la cărbune de mâine în timp accelerat, cum au dorit să renunțe, zic, ultimii tehnocrați. Vă aduceți aminte, în 2016, da, când au zis, doamne, da, în câțiva ani trebuie să terminăm cu asta, cu energia pe cărbune, accelerat trebuie închise grupuri, accelerat trebuie închise cariere. Vă aduceți aminte. Că asta, cum să zic, că a generat și marșul acela nostru de la Rovinar la București. Marșul asta era principala, da, chestiune. Zic că erau accelerări de asta, 2000 de oameni ieșiți la pensie cu închideri cu... A fost o chestie haotică la momentul acela. S-a încercat elaborarea acelei strategii care nu, nu avea... Eu mă refer la programul de concedieri al acestei companii. Nu mă refer la strategie care discutăm de ea de când strategia aprobată în 2007 sau 2008 de către guvernul Tăriceanu a doua zi n-a mai fost valabilă. Și tot s-a discutat de toată lumea. Nu, dar tehnocrații au elaborat o strategie. Deci tehnocrații au preluat o strategie făcută de guvernul anterior, dacă nu mă înșel, de Niculescu, și pe acea strategie au încercat să spun următoarea chestiune. România mai are nevoie în câțiva ani de cât de 500 de megawatts pe cărbune. La asta vă referiți? Da. Da, da, asta a fost. Care a generat acel program de restructurare făcut de exact CEO. Asta spun. Exact asta spuneam și eu. Nu știm ce planuri are actualul guvern cu complexul energetic Oltenia. Adică eu, cel puțin la nivel declarativ, eu nu am înțeles mare lucru. Nu, pe la sistem de, la, cum să zic, pe programul de guvernare și declarativ sunt chestiuni care ne îngrijorează. Acum depinde cum va fi nuanța. Adică, vedeți noastră, vorbim prima chestie de listarea la unui pachet semnificativ la hidroelectrică. Da. Deci vă dați seama că pică ideea de mix energetic. Da, păi da, adică cum? Cu cine să fac mix energetic? Cu... Păi bun, dar dumneavoastră nici nu știu de ce mai sperați. Poftim, nu știu, mie mi se pare că am mai fost, din partea am mai fost la dumneavoastră să vă gândiți la un moment dat că va mai fi mix energetic. Și acum 3 ani de zile, da, deci, și v-am spus că eu nu cred în așa ceva. Da. Dacă se dorea, da, de către lumea asta politică, sistemul, da, energetic, lumea politică care s-a ocupat de acest sistem, eu cred până acum că era nu, era, nu erau aruncate numai așa ca vorbe să discute, bun, acele două proiecte, Electra și Hidroenergetica, așa erau făcute. Da. Deci e clar că și cel care l-a inițiat, da, și cei care s-au opus aparent, n-au vrut să le facă. Da. Asta e părerea mea de atunci și am mai spus-o și nu mai trebuie să ne întoarcem. Bun. Deci eu niciodată n-am înghițit gluma cu mixul energetic. E glumă. A e fost clar. Glumă de ani de zile pentru că revin. Ce nu faci o chestie aproape logică, e foarte greu ca tu să o faci ulterior în niște condiții mult mai grele. Da.
sau sub o altă formă. Pentru că, știți, a intrat Hidro în insolvență, am intrat noi în probleme și... Deci faptul că vor listarea la bursa hidroelectrică e motiv de îngrijorare pentru noastră. De asemenea, decarbonizarea... Mai departe. A doua problemă e aceasta a decarbonizării. Deci, problema aceasta e o chestie generală. Problema decarbonizării e o problemă generală în Europa. Știu că cei de la Eurocol, Asociația Europeană a Producătorilor de Cărbune și Energie pe Cărbune, au făcut un material către Comisia Europeană vis-a-vis de perioada asta de tranziție, având ca pilon în program Polonia. Pentru că și Polonia față de noi produce undeva la 180-190 de milioane. Ne mai producem sub 20 de milioane. Da. Deci Polonia, e Grecia, Bulgaria, care au peste 30 de milioane, Germania, care are peste 100 de milioane încă. Da. Bine, Germania, fiind o țară puternică, deja și-a făcut un program de trecere la alt tip de energie, dar până în 2035, dacă nu mă înșel, și-au și alocat multianual în bugete în jur de 15 miliarde de euro. Vă dați seama, România e imposibil că n-au fost în sală să-și înlocuiască chestiunile imediate și care deja nu le mai avem în sistemul energetic. Că asta va fi problema principală a iernii. Și revin, atâta timp cât această organizație s-a dus, am înțeles că au avut discuții cu Comisia Europeană. Acum să vedem ce va face noul ministru al noul comisar european al energiei vis-a-vis de chestiunea asta. Dar cert e că trebuie făcut ceva, să spună, funcție de țară, funcție de regiunea din fiecare țară, să zică, domnule, partea asta pe cărbune se închide în 2030, până în 2030 trebuie să facem acolo niște programe, trebuie să alocăm fonduri pentru ca unitatea economică respectivă să reziste până în 2000 nu știu cât. Revin, trebuie să alocăm niște fonduri de reconversie profesională celor de acolo, să ne trezim ca în România, România s-a închis peste 450 de mine și în zona respectivă e pustiu. Deci, e pustiu pentru că toată lumea a plecat și nu trebuie să ne mirăm că România, e goală. Să ne uităm prin sate și să zicem că bătrânești copii. Eu acum, domnule președinte, ca și consumator casnic, ca și consumator final, deja nu mai gândesc la problema asta cu complexul energetic Oltenia ca la o treabă socială. Da? Oamenii ăștia ce o să facă? O să se instaleze cu totul sărăcia în județul Gorj. Și e logic să vă gândiți așa. Și că va fi vai de capul nostru. Eu în momentul acesta îmi pun problema cât voi plăti eu pentru energia consumată în anii care urmează, în contextul în care nu mai avem capacități de producție și trebuie să importăm, să ne mărim capacitatea de import. Este logică îngrijorarea dumneavoastră pentru că ați privit probabil prețurile pe piața spot atunci când au fost mici probleme. Gândiți-vă că dacă ar apare o astfel de problemă în România, probabil că prețurile ar deveni infinite. Bine, utopic zic. Da, dar oricum evident. Ar deveni foarte mari. Absolut. Deci să ne facem aminte că primul mare preț a fost în iarna, o iarnă foarte grea. 2016-2017, ianuarie-februarie, când au sărit de 6 de lei. Da. În contextul în care totuși noi mergeam la timpul acela în cărbune cu 3000 de megawatts. Bine, da. Ceea ce în momentul de față e poveste. Pentru că e poveste că an de zile lumea a uitat că trebuie făcut ceva astăzi ca să beneficiezi de el peste 5 ani. Și aici mă refer și să expropieri, că au venit toți, au rostogurit și n-a făcut nimeni până la un moment dat nimic, când s-a blocat totul și au dat seama, băi frate, nu-i de glumă. Și au început să dea niște hotărâri de guvern. Din punctul meu de vedere, situația este evidentă. Adică, sincer, este evident faptul că cineva a avut interes ca ce o să nu, să se blocheze, să ajungă în perioada asta de blocaj, pentru că orice mi-ar spune cei din conducerea complexului, complexul Oltenia în momentul ăsta este într-un oarecare blocaj. Deci nu... Eu cred că e recunoscut. Știți, asumat sau mai puțin asumat. Domnul președinte, nu au oameni cu care să muncească, nu au carierele, fronturi de lucru, m-ați ajutat cu termenul, nu au nimic, adică ei știau clar că asta, cât de lipsit de viziune să fii să nu-ți dai seama, nu există oameni atât de proști la nivel de conducere încât să nu prevadă lucrurile acestea. Eu care n-am nicio treabă cu energia, echidistan față de ei și echilibrat. Așa. Vedeți asta și mai spun. Ce le puteți reproșa o dacă... activitate, poftim? Adică, în ce măsură vedeți vinovați? Nu neapărat actuala conducere, pe toți cei care s-au perindat. Pe cei care s-au perindat. Nu, pe toți, pentru că nu putem să punem totul în spatele actualei conducerea companiei. De asta și spun. Deci,
Toată chestiunea pleacă din ani de zile. Evident, pentru este că o sunt boală foarte mulți cronică. Care s-au mulțumit cu hai că atâta timp cât sunt eu, am frontul real, nu mă interesează Da. pe mine. Da? Vedeți noastră, în 2000 și dau data de pornire a Luceu. Așa. 31 mai 2012, da? La data aceea, majoritatea carierelor arătau ok din punct de vedere tehnologic, adică respectau distanța între trepte, aveau cât de cât aranjate. Deci se exploata corect. Ok. Ce s-a întâmplat imediat? Știți că au venit anul 2013-14-15, da, când au început acele probleme cu căderea bruscă. Da. Acum sunt analiz să analizeze de ce s-a întâmplat chestia asta. Dar cert este că a picat piața. Știți ce prețuri erau? Plica cantitatea, nu s-au făcut contracte, nu mai dezgrupăm morții. Dar cert este că făcându-se aceste chestiuni, apărând aceste chestiuni, s-au mulțumit, în special pe partea minieră, să exploateze strict ce aveau, fără să facă cheltuială, adică să mă gândesc ce fac da, și mâine, da, mâine generic, adică mâine peste 3, 4, da, 50 ani. Bun. S-a mers în ritmul ăsta până prin 2016, data la care, ne aducem aminte, în toamnă a apărut acea modificare a legii energiei care mulți n-au sesizat-o. Dar ce s-a întâmplat atunci? Inițiată, dacă nu mă înșel, de domnul Dian Popescu. Popescu, da. Ce s-a întâmplat atunci? Dacă lumea se uită, o să vadă că brus de la niște prețuri alea praf, jos de tot, da, ținute de unii artificial, au mai crescut prețurile și ulterior au crescut, nu mă refer la cele de astăzi, care au altă cauză. Da. Deci au crescut astfel încât au revenit acelea la normal. Numai că, revin, au trecut câțiva ani. Știți că prima hotărâre de guvern pentru utilitatea publică a fost dată undeva prin 2015, în decembrie, da, de guvernul tehnologic, după care a uitat tot bine, după a vrut să ne închidă, că vă ce-ți aminte, că discutam la început. Bun. Chestiunea este că ulterior, când au înțeles gravitatea situației din energia pe cărbune, am ajuns să treacă încă un an, 2017, până și-au dat seama, băi, fraților, ăștia nu au fronturi. Și au început să dea în cascadă. Pentru Jil, pentru Roșia, pentru Jilț Sud, Sud, pentru Jilț Nord, e problema aceea foarte delicată cu scoatere din circuitul silvic, care au văzut-o tot așa după ce au avut fronturi. Și acolo mai există o chestiune, sunt terenuri care sunt pe utilitate, cele care nu au putut să fie achiziționate la proprietari, dar sunt și ele care s-au putut să fie achiziționate și sunt proprietatea companiei. Complexului. S-a dat, de exemplu, știu acum Creier Roșia, că cunosc cazul. Da. Deci s-au dat scoatere din circuit pentru alea de utilitate publică și azi cum vine o chestie automată domnule pentru direct, cealaltă. Domnule și, președinte. Și nu s-au dat. Da. Și acum ne trezim cu chestiunea că un front este, adică perpendicular pe asta, unul scos din circuit, altul nu este și n-au cum să lucreze acolo. Și foarte delicată. Bun. Plus că ce s-a întâmplat în ultimul timp cu blocajul ăsta total, care nu știu când se va debloca, pentru că eu sunt convins că chiar dacă sunt acolo 1000 de hotărâri, cine va veni acolo trebuie să le înțeleagă. Că nu cred că le dă drumul imediat, adică... Dar mai este o chestiune, nu știu de ce, da, eu am senzația, domnule președinte, poate mă contraziceți, poate nu, că toți cei care s-au prindat prin conducerea acestei companii, în primul și în primul rând, au urmărit să-și atingă acei indicatori de performanță, dar nu știu ce performanță, păi nu, pentru a putea încasa indemnizațiile... Posibil. Posibil. Conform acelor indicatori. Știți de ce? Cu toate au sacrificat tot, dar tot au sacrificat, da, pentru a putea ei să-și ia banii liniștiți și ei și cei din Consiliul de Supraveghere, Consiliul despre care o să vorbim imediat după pauza de publicitate, ce urmează să-i se întâmple, da, luna viitoare. Tot să sacrifici totul pentru interesul tău personal, să sacrifici un sistem energetic, o companie strategică în România, doar ca să-ți iei tu banii, mie mi se pare de urmărit. Bine, chestiunea asta, cum să zic, sunt și nu sunt de acord cu dumneavoastră. Vă rog, deci, pe scurt că intrăm în mare, pauză. Aveți dreptate. Ei, dar mic pentru nu. Că, de ce? De ce spun chestiunea asta? Vedeți, în România nu există indicator după, adică cel așa, puțin nu cunosc, indicator de management în dinamică.
Exact. Sunt mandat, alea sunt. Deci tai de peste tot. Asta e marea problemă. Dar... Că dacă s-ar pune, domnule, și eu zic că principalul indicator al unui sistem de management, cum e la noi, dualist sau monoist, cum îți va fiecare, sau în societăți private, ar trebui să fie, domnule, cum iau eu societatea asta, ce valoare are societatea asta momentul aici, care o preiau, momentul și cum zero, o predau. Și momentul final ce valoare are. Da. Că valoarea e dată de multe chestii. Evident. Asta, dar nu se face. Eu n-am întâlnit, nu știu, poate la firme private s-ar putea, acolo să fie poate, că interesat acționariatul, să zică, domnule, sigur că da. Nu interesat de profit, interesat de, domnule, cât costă acțiunea mea acum când preiei tu entitatea, și cât costă cu cât mi-o dai la final. Pentru că pe la nu încălzește că ia profit, presupunem 20% din valoarea a ceea ce investește, dacă la final acțiunea e la jumătate. Exact. Cam asta se întâmplă în societățile de stat. Viceversa. Scurtă pauză de publicitate, domnule președinte. Revenim în doar câteva momente și continuăm discuția aici în studio.